fiecare sezon estival, plajele de fiță se transformă în adevărate podiumuri pentru domnișoarele care șetalează trupurile de invidiat în costume de baie, cât mai minuscule, dar și cât mai colorate. Totul cu un singur scop, acela de a atrage privirile bărbaților. Și dacă mai adaugă și un tatuaj pe aici pe colo, un piercing în buric și o pereche de ochelari de firmă, cu siguranță vor obține ceea ce și-au propus. Se vede mult mai bine cu costumul de baie, ți l-ai ales în funcție de ce se poartă sezonul ăsta? Nu, mi-am ales că și-a luat iubitul meu un short la fel și am zis să ne asortăm. Cât ai dat pe el? Am dat ceva. Am 3 milioane și ceva. Contează brandul? Nu neapărat, dar ăsta mi-a plăcut. Fiecare are un simbol. Cel pe care scrie Anais? E numele la fetița mea. Deci are o valoare sentimentală. Exact. De ce te-ai tatuat? Pentru că îmi plac foarte mult tatuajul. Bărbații sunt însă cei care întrec orice imaginație la capitolul tatuaje. Acest tânăr, spre exemplu, are câte unul pe fiecare braț, iar spatele este și el acoperit de desene care mai de care mai ciudate. Mă reprezint cu mine. Nu știu ce model, cam ce... Model aspect. Asta e o războinică, da. Acolo? Da. O războinică? Și o războinică. O războinică. Da. Un bărbat tatuat atrage privirile mai repede decât unul netatuat? Nu neapărat. Nu? Nu neapărat. Da, ți s-a întâmplat să ai mai mult succes la fete atunci când ai apărut? Ce reprezintă? Da. Pe mine însumi. Ce ai desenat acolo? Chinez, o geisha pe spate, două măști. Ca așa era moda. De ce? Cu tatuaj. Se poartă? Eu zic că da. Pentru acest domn, tatuajele nu au fost tocmai o investiție ieftină și l-a făcut în străinătate, dar nu regretă și spune că îl și reprezintă. Nu se asortează cu lanțul, dar ce mai contează detaliile? Ce înseamnă tatuajul de pe umărul dumneavoastră? Un dragon. De ce vi l-ați făcut? Pur și simplu, mi-a plăcut. Aveți unul aici? Da. Un tigru. Un dragon? Un tigru. Niște personaje foarte puternice pe care da, în zodiacul chinezesc sunt tigru. Pălăriile cu boruri mari și ochelarii de soare de firmă nu au lipsit nici ele din ținuta fotomodelelor de ocazie. Știu că doar așa reușesc să fie cochete și, de ce nu, să își găsească și perechea potrivită.